Salutare, lumea, eu sunt Teo și astăzi jucăm FIFA 15. O să facem carieră cu Arsenal și pentru că nu știu, nu am reușit să mi iau, n-am reușit să iau acel FIFA 17 pe care normal vroiam să-l iau, dar v-am zis în episodul cu Robert că trebuie să-l cumpăr, că nu-l găsesc cracat și că etc. Astăzi suntem aici cu FIFA 15. E bun și FIFA 15, de ce nu? Poate în viitor o să reușesc să iau FIFA 16 sau 17. Seal. Adică ce am făcut? L-am luat sau cum? Ok, avem aici mesaje multe de la... We should look for a striker. Trebuie să luăm un atacant. Eu deja am câțiva atacanți. Normal că acest întâlnire nu poate fi. Avem aici pe Ahmed Musa. E un fel de Sterling nigerian, dacă vă vine să credeți. O să-i dăm 7 milioane. 7 milioane. Cred că sumă bună. E un fel de Sterling nigerian. De ce? Pentru că are înălțimea lui. Are, cum să spun, schemele lui. E omul schemă, să spun așa. E bun, e bun tip, îmi place. Ce avem aici? Avem Stui Burke, care e un prost. Emre Can, de la Liverpool, care e fundaș. De ce fundaș? Așa, care sunt loaned? Silva. Podolski e loaned. Hai să-i dăm recall și să-l băgăm pe transfer list. La fel și pe Campbell, recall, și add to transfer list. Așa, și pe ăștia o să-i așa. Să vedem ce spun ei despre Musa și o să luăm și pe Aubameyang, normal. Partea nasoală este că este right midfielder. Eu aș fi vrut să fie striker, adică atacant, dar din păcate atât s-a putut. Să-i dau 11 și cred că îl dau pe Giroud, da. Nu-mi place Giroud. Nimănui nu-i place de Giroud. Dacă-l și găsesc, ar fi bine. Unde-i Giroud? Am uitat aici. Trebuie să mă accepte, pentru că sunt 23 de milioane totuși. La un salariu de 120 de mii. 20 de milioane sunt de ajuns, dar eu i-am dat așa că... Na, am zis și eu că... Ești el băiat frumos și că... Da. Haideți să vedem ce se întâmplă. Mi-a acceptat. În schimb... What? Mi-a refuzat Musa. Dau 8500, na. Poate cu 8500 te mulțumesc și tu, în gâtul mătii. Ok, Borussia Dortmund a acceptat, v-am spus. 170.000 o să-i dau. Am mai jucat cu Aubameyang și nu accept așa de ușor. O să-i dau 4 ani și important, 20% bonus per gol. E destul de mult, dar pentru Aubameyang ce nu fac eu? Oh, avem... ofertă. Nu. Nu. Nu-l dau. Nu-l dau pe ăsta la Spurs. Pentru că este... Oh, avem aici o sumă foarte frumoasă. Îi dau 76 de milioane pentru că, frate, totuși e City. Hai, bine să-i dau 75. Pentru că totuși e City. City are un buget de 100 și ceva de milioane. Așa că eu zic să da și voi mai mult, pentru că totuși. Mesut Özil. Ok, 71 de milioane îmi dau. E bine, hai. Într-un fel îmi pare rău că îl dau pe ăsta. Mi-a acceptat contractul Aubameyang, bine ai venit în club, prietene. Ok, Aubameyang e finalizat. Musa mai trebuie. Și în viitor, poate dacă îl vând pe ăsta, o să-mi iau și mijlocaș. 14 milioane pentru Musa. Îi dau 13, nu dau 14 milioane pentru Musa. Avem o ofertă, avem o ofertă, avem o ofertă pentru Abu Dhabi. 2009, cum ăștia nu dau mai mult pentru că sunt săraci. Abu Dhabi oricum ne face nimic pentru că e aproape bătrân. 30 de ani aproape. Musa Dembele ăsta e interesant. Da, nu prea. Ahmed Musa a acceptat și el contractul. Bine, vine la mine, tinere.
Vreau pe Chiprianu. Bine, mă, bine, luăm la iarnă, nu știu. Demarai Gray și asta e un exciting prospect pentru mine. Omeruo, nu știu cine e Omeruo ăla. Ce ăla? Nu înțeleg unde e ăla. Ce e asta? LOL! 99 la ambele, ești nebun? Direct îl iau, gata, nici nu mai stau la discuții. Doamne! Jean-Marie și fără astea cât are? Oh, shit. Angel Corea n-ar fi deloc rău. Doamne, dar cum l-am găsit pe ăsta? Unde e jucătorul ăla? Oh, avea Bongonda. Oh, ce-am făcut? 90 la amândouă. Ce jucător! Doamne! Eu știți cum face asta apărarea? Și normal că dacă avem ofertă pentru Theo Walcott. Bă, băiatule, nu știu ce să zic. Adică Theo Walcott este un jucător bun, dar fraților, dacă îl vreți 25 de milioane, fără nicio discuție, 25 de milioane nu valorează 21.500 în niciun caz. Și normal că nu vor, dar vor să dea 23.500. Nu știu ce să fac cu ăsta. Adică aș putea să le iau pe Sterling. Da, nu știu, parcă... Bine, atunci o să-l trec pe Aubameyang în partea dreaptă și pe stânga o să-l iau pe Sterling, așa facem. Chiar dacă îmi pare rău, pentru că avea 96 pace ăla. Corentin Tolisso mi-a acceptat, a acceptat și Barcelona B. Îl vrea 10.000 de euro. Și le iau pe Corentin Tolisso, care a venit în acest moment la Arsenal. Bine ai venit, prietene. Mai avem 100 de milioane buget. What? Nu mi-a acceptat Jean-Marie? 25.000 de euro, 10 ani, 4 și important. Ia, click dreapta, delete. Ia, stai puțin, prietene. N-accepti așa ceva? Transfer offer? Nu, voi, nu. Hai. Reject offer. Pentru că sunteți prea săraci ca să luați pe Wilshere. Din nou? A, acceptat acum. A, ce bulangiu ești! Vedeți ce înseamnă? Da, da. Vezi ce bulangiu... Ia, deci sunt... Doamne. Nu o să aibă. Nu, n-are. N-are, are 91 cu 92. Am făcut o investiție proastă. Băi, hai să-l păstrăm. A acceptat într-un final. Tu zgura, mătii. Ok, finala. Să mergem pe ape. Gudunguța fac. Ce jucător. LOL, cum a luat mingea? Cazorla se descurcă singur, dar nu poate continua pentru că n-are viteză. În schimb, Tolisso șutează! Uuuu, unde s-a oprit balonul? O să-l iau și pe Kyle Walker. Uitați-vă cât îmi place, cât îmi plac jucătorii cu pace. Aoleu, dar shooting-ul e varză. Cu el trebuie să dau gol numai dacă mă apropie așa frumos de poartă și finalizez ceva, nu știu. Un real pentru Tolisso. Tolisso. Hai Tolisso, că ai șuturi bune! Tolisso! Gol! Tolisso! Gol! 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 1-0. Tolisso gol la debut, dacă nu mă înșel. Da. Ăsta e Aubameyang. Uite că l-a făcut să semene în FIFA 15. În altele nu l-a făcut. Avem noroc că s-a băgat Ture în fața mingii. Și o să-mi iau un alt portar. Și aici o să fie portar de rezervă. Vedem ce face. Sterling aici. Sterling sprintează foarte bine. Sprintează bine. Dungu să fac. E mic. Nu știe să credea cu capul. Nu contează. Noi ne continuăm acțiunea. Avem aici în prim plan pe Boni, care încearcă să-mi facă jucătorii, dar l-am cam la pe capotă. Și-mi dă și un galben. Oh, frate. Nu știu cum l-o chema. Francis, na.
Ai, de ce ești? Când mingea am dat, s-așa auzi mingea. Nu se poate, nu se poate. Bellerin, idolul vieții mele, e afară. Oh, Doamne. Nu, dar nu pun pe Sterling să păzească poarta. Nu! Uf, ce ești, neapără. Oh, Doamne, ce-mi face arbitru? Ce-mi face arbitru? Dar măcar sunt afară de-n cupă, dar cupa se termină. La 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 la. Lunguța fac. Băi, ce a fost asta? Ci că Company, dar a fost Yaya Touré. Bine, fraierilor, voi ați vrut-o. No. Aubameyang. Aoleu, nu. Nu. Ahmed Musa intră. Fundașii. Musa. 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 Haide Musa, haide Musa, că ești la fel de bun ca Sterling. N-a fost o schimbare rea. 1 la 1. Trebuie să fac ceva repede. 20 de ani. Hai că a făcut Tolisso 20 de ani. Nu se fac. Era să-i fac. Hai de repede, om de mingi. Tolisso. Tolisso pentru Coquelin. Aoleu, Coquelan îl cheamă. Și luasem și balonul. Montreal. Ok, trebuie să facem ceva în a doua repriză. Am avut mai multă posesie ca ei. Oh, ce frumos am trecut de el. Nu, băi, ce se întâmplă? Hai că n-am cu cine să dau. Hai că am aici lampă Corentin Tolisso. Omul meu. Cazorla. N-are cu cine să dea. Dă cu Musa. Musa care își printează către poartă. Avansez un pic, dar mai... Nu! Aoleu! Băi, imposibil, bă! Frate! Aoleu, am dat nasol! Dunguța fac este foarte bună intercepție. Nu! Hai, Dunguța fac, ești singur cu toată lumea. Dunguța fac. Hai, bine, Tolisso. Băi, Montreale, ce faci, mă? Nu, am lăsat singur. Dar bine că nu știe să șuteze. Să fac ceva, Corentin Tolisso. Pentru Dunguța fac. Aubameyang trece. Aubameyang, gol! Gol, a făcut diferența omul meu, Aubameyang. Este, mă. Hai să vedem. Avem aici Musa. Dunguța fac, se duce Dungu, Dunguța fac, nu! Vroiam să dea Dunguța fac gol. Are 65, overall-ul e shit. Dar, s-a putea să se remașeze. Băi, ce șanse am. Dar se mai poate face ceva? Cred că da. Nu se mai poate, am câștigat finala cu 2 eliminați. O să-l iau pe Chimanga. Da, asta o face. Chimanga. Katoku Chimanga. E un fundaș stânga destul de rapid. Ce zic eu, destul de rapid. Foarte rapid. Valorează ceva. 7 milioane îi dau. Și Kyle Walker o să stea acolo. Cu minte în banca lui. Și știu bine că Katoku Chimanga o să vină. Și o să-l mai iau pe Boli. Și ăsta e ultimul transfer.
Bole. Bole. Ah, Matis Boli, ce jucător. Și ce viteză, în primul rând. 7.000 doar. O să dau 3 milioane. Da, ia stați așa un pic. Eu dau pe Gnabry și dau. Mai contează 500.000. 2 milioane și Gnabry n-are cum să n-accepte. Adică dau un jucător rapid pe altul, jucător mai rapid. Era invers, da. Ați prins voi. Normal că mi-acceptă și vrea 10.000, eu îi dau 15.000 pentru că sunt drăguț cu el și dau 4 ani și squad rotation player îi dau acum. Și submit. Iar ăsta e contractul. A acceptat și manga, normal că vine la mine. Confirm. Am închis to play boss. Nu, o să-l mai las pe ăsta. Pe ăsta micu. Rebeul meu aici. Hai să-l punem în locul lui More și Hector Bellerin este ok să joace. Și Montreal n-are ce căuta aici. Gibbs. Să jucăm! Riyad Mahrez. E sezonul în care a ieșit Leicester campioană. Corentin Tolisso. Ah, nu trebuie să dau acolo. Ah, în fine, hai. Aleargă dunguța fac. Și băi, băiatule, cum dai, mă? Băi, ți-a fac, aveam pretenții, mă. Îl dea jos. Cazor la... Oh, Aubameyang! Uitați-vă la această viteză. Miraculoasă și ți-a fac finalizează. Bravo, mă. Hai, ai reușit și tu în final să finalizezi. E bine, hai, 1-0. Nu. Of, doamne, ce prost am jucat acolo. Oh, intercepție. Ai, frate, Jeffrey Schlup ăsta. Am scos portarul. Dunguța fac, aleargă, dunguța fac, trece dungu, dunguța fac! Ah! Nu-mi place Boli, nu-mi place meciul ăsta Boli. Ia, avem aici, cazor la... Dunguța fac, către Boli, către... Pai de capul meu, am uitat mingea. Bellerine, ce faci? Ce-mi dă? A, nu-mi dă nimic, e bine. A ieșit Cambiaso și a intrat Alex King, cred că îl cheamă. Și avem aici o pasă pentru dunguța fac. Și dacă ar fi știut să șuteze, probabil era gol, dar na. So, pentru dungu. Dunguța fac. Matis Boli. Mai degrabă îmi place cum joacă Boli. Mult mai mult îmi place cum joacă Boli. Care, iată, face tot! Ah! Uitați-vă, mingea să apără toți la Leicester. Mingea vine la mine și fac și eu câte o fază și normal că îmi bat joc de ea. Pentru că na, eu sunt eu. A venit și momentul. Moment perfect de altfel în care să-mi bag rezervele. Deci perfect, absolut perfect. Musa! Gu! Musa! Băi! Băi, mi-e rău. Deci cum? Cum a fost aia?
Mai sunt 4 minute. Nu știu ce să fac, cu cine să pasez. Dacă mă duc de unul singur, ratez. Wilshere! Vai de viața mea. Tot la dau. N-am dat bine. Ba da, am dat. Hai. Dar nu știu. Nu știu unde să dau, ce să fac. Wilshere acolo în bandă. Și la Cimanga. Care dă la Kovacic. Kovacic nu știe nici el ce să facă, săracul. Și Manga la balon. Ba nu, e Musa. Boli! Alt corner. Frate, nu știu ce să fac. Stai puțin. Nu știu ce să fac. Nu am ce să fac. E al treilea corner consecutiv. Și dacă șutez cu el, n-am vrea să-mi bag joc de fază. Gol! Yes! Cine a dat? Wilshere a dat. În sfârșit, Doamne, cât am stat după cornerul ăsta. Ce voleu, vai de capul meu. Am stat cu sufletul la gură pentru meciul ăsta. Și Wilshere dă gol în ultimul minut. Și am câștigat.